Aici e un ciortan. Da. Un ciortan, prieteni. Hai că s-a băgat în bălării. Un caras. Da, ce caras. E prima oară care vine aici pe locația asta, prieteni. Uitați ce felie. Hai bă! Ia uitați, prieteni, caras. Exemplare de caras. E prima oară care vine și pe locația asta. Nina, am vrut să filmez. Am zis că nu e pește, dar văd că Nina a durat, cred că 10 minute. Am aruncat puțin în adă. Și uitați că a venit și surpriza. Hai la ea, hopa. Da. Da, prieteni. Ciortan. Hopa. Ciortan, prieteni. Fugi cu ea la fund. A, uitați ce frumusețe. Al doilea. Frumusețe rară. Da, e la ea, hopa. Da. Chefal. Chefal, prieteni. O, ce bătăios e. Și aici e chefal. Seamnă că e pește și aici. E pește, băi. A doua oară, adică prima oară, cer scuze, prima oară care vin aici. Opa. O, ce periculos e. Periculos. E periculos. Prieteni. Uitați. Chefal. Bine pe ăsta în mână că e periculos. E la ea. Hai, tata, hai. Da. Da, prieteni. A patrule, doi carași, un chefal și un ciortan. Stați, prieteni, al patrulea, pe locația asta nouă, frumos. Cam atâta, prieteni, pentru astăzi.
o locație nouă, tot aici în Valencia, tot un canal, dar nu știu cum să vă spun locația aici. E complicat, dar a ajuns aici. M-am ținut după odasa, după combina de asta care taie grâu, orezul, astea. Că eu n-am crezut că e drum pe aici, pe sus, pe aici. Și m-am ținut să vedem pe unde e combina și m-am ținut după aia așa. Dar e drumul rău de tot, numai grup, numai așa face mașina. Nu v-a sfătuit să veniți aici, dar e pește aici și văd că e prima oară care am venit aici și am prins un ciortan, doi carași și o lisă. Am cam vreo oră jumate de pescuit, mi-a rupt de două ori. Vedeți, am pus tot pluta asta, ați văzut că la primul pește am altă plută. Vedeți, aceeași montură. Am un băț de 2,70 caperlan, mulineta Ninja, un fir de 0,16, tot la forfac aici am un 0,18, dar la MOV. Și aici am la linia principală 0,16. Să eliberez și pește ăștia. Deci e numai stuf. E numai stuf, vedeți? Acolo sus am mașina, nu știu dacă se vede. Sus acolo. Îi liberez și pește ăștia. Opa. Era să o iau la vale. Vedeți? Doi caraș și un ciortan. Doi caraș și un ciortan. Se pun aici jos. Doi caraș, un ciortan și o lisă, un chefal de ăsta. Asta e periculos. Asta e periculos. Să scot camera de aici. La pâine cu colorant alimentar. Hai bă, tăiem aici. Tăiem aici așa. Vezi, prieteni? Opa! Da. Să-i eliberez. Hai, mă, du-te. S-a dus. E și chefalul ăsta. Aia mă, du-te. Du-te. Și cărășelul ăsta. Nu vreau să duc. Și ciortanul ăsta. Mergem. Ia-o-mă acolo. Lăsă-mă acolo. S-a adus. Uite, carasul ăsta s-a găsat aici. Hai, du-te. S-a dus. S-a dus, prieteni. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și voi un like, un share, să vă abonați. Până data viitoare o să mai vin aici, nu știu când, mâine, poimine, răspunem, nu știu când, dar o să mai vin aici așa, că nu sunt lămurit eu. Așa am venit prima dată la canalul alt, care știți voi, la feeder. Prima dată am prins vreo 4 și pe urmă am prins 16, 17, 18 pești, adică vreo 10, 12 kg mari, la 1 kg jumate, 2 kg bucata. Rămâneți cu bine, până data viitoare, vă pup, băieți!